Bine v-am găsit, dragi spectatori! Camera Deputaților a adoptat în februarie un proiect de lege prin care se majorează pedepsele pentru trafic de droguri. Însă ce arată cele mai recente date privind consumul de droguri în România? De ce a crescut îngrijorător consumul de substanțe interzise în școlile din România? Cum se implică statul în rezolvarea acestei probleme? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom răspunde imediat, pentru că astăzi vorbim despre consumul și traficul de droguri în rândul minorilor. Vă invit să rămâneți alături de noi, în direct, aici, în emisiunea Oamenii și Legea. Mulțumesc că sunteți alături de noi, pentru că veți afla sfaturi juridice practice, recomandări și răspunsuri la întrebările adresate prin scrisori, mesaje la numărul de WhatsApp 0728754133, precum și la adresa de mail oamenisilegea@rontvr.ro. De asemenea, ne puteți suna în direct la telefonul telespectatorului 0734449399. Este important să știți că vom răspunde doar la întrebări care nu au legătură cu dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Dragi spectatori, și astăzi Oamenii și Legea va fi sursa dumneavoastră de informare. Așa cum ați aflat deja, tema pe care o vom dezbate vizează consumul și traficul de droguri în școli. Și pentru asta l-am invitat alături de mine pe domnul profesor dr. Cătălin Țone, șef serviciu antidrog București, de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate. Bine ați venit, domnule profesor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Iată, v-am invitat în mod special acum, în perioada aceasta, când, din păcate, în școlile din România se vorbește despre consumul, poate aș putea spune și trafic de substanțe interzise. E un fenomen. Vorbim de foarte mult timp. Poate chiar prea puțin, în contextul în care noi știm că în școli se întâmplă lucrurile astea de foarte mulți ani. Ce spuneți? Așa este, aveți dreptate. Din nefericire, traficul și consumul de droguri s-a extins și în zona școlilor și am văzut destul de clar din acțiunile mediatizate ale Poliției Naționale. Au fost descinderi, au fost dosare penale instrumentate, dosare în care au fost implicați minori, atât în partea de consum, atât în partea de dependență, pentru că o formă avansată a consumului este dependența, dar au fost implicați și în trafic, practic în distribuirea acestor substanțe. Este un semnal de alarmă, eu zic că trebuie să analizăm foarte bine situația, nu numai Poliția Națională, nu numai parchetul, toate instituțiile implicate și nu sunt puține, să găsim soluții urgente, pentru că la unele capitole, cum ar fi de exemplu cel medical, nu stăm foarte în regulă și ca atare trebuie să refacem, să reparăm acolo unde lucrurile chiar nu merg în regulă. Mă gândesc dacă prevenția, cu toate că eu, și vă spun cu cea mai mare sinceritate și apreciere față de serviciul prevenire de la Poliția Capitalei, care s-a implicat, mi-aduc aminte, din 2013 chiar am colaborat foarte bine într-un proiect de educație juridică, Viața fără violență s-a numit, și mergeam în liceele din București și vorbeam pe înțelesul copiilor, dar nu numai copiilor, cât și părinților și profesorilor. Dar iată că cu o floare nu se face primăvară, nu ai cum să acoperi toate liceele din București și mă gândesc, domnule profesor, oare de ce statul până acum nu a făcut mai mult pentru copii pe această latură de prevenție, sau mai bine spus, atunci când vorbim de introducerea unor materii în curricula școlară, cred că era nevoie mai de mult de educație juridică în școli. Așa este, este și părerea mea. Din păcate, dacă mergem la origini, România a pierdut anumite tempouri în lupta împotriva traficului consumului de droguri și aș pleca în primul rând cu partea juridică, legea de specialitate, legea privind prevenirea și combaterea traficului consumului de droguri a intrat în vigoare la 10 ani după Revoluție, adică în anul 2000, în anul 2004 s-a înființat DICOT-ul, în anul 2002 s-a înființat Agenția Națională Antidrog, structurile de combatere a crimei organizate undeva 2003-2004 s-au întărit, deci au trecut 13-14 ani în care fenomenul s-a dezvoltat. Apoi primele cazuri, practica de urmărire penală, practica judiciară și
chiar zic eu că anumite zone nu au fost acoperite așa cum trebuie, fapt pentru care lucrurile au ajuns în acest punct. Dar de ceva timp, de un an și ceva, lucrurile s-au schimbat, așa cum spuneați, profesioniștii de la Poliția Capitalei, cei implicați în prevenire, împreună cu Agenția Națională Antidrog, avem structuri de siguranță școlară, acum e Poliția de Proximitate, sunt polițiștii de ordine publică care acționează în zona unităților de învățământ. Deci, practic, acum este o atenție deosebită. Mă bucur foarte mult că și cadre didactice de la o vreme și în special responsabilii directori în zona de învățământ sunt implicați, sunt implicate, vin către noi, vin către poliție, vin către organele de aplicare a legii, solicită atât instructaje, adică parte de prevenire, atât pentru elevi, dar și pentru părinți și pentru profesori, și informațiile operative sunt transmise la profesioniștii de la combatere care instrumentează dosale penale și vedeți, numai târziu de zile trecute, operațiunea Meduza, operațiune de succes, da, care a arătat atât fața fenomenului, dar și capacitatea structurilor de combatere de a se apleca pe aceste cazuri și de a le instrumenta cu succes, pentru că vreau să vă spun că au un specific aparte. Să lucrezi, să anchetezi minori nu este deloc ușor. Știu. Și mai ales în zona unităților de învățământ. Știu. Dar spuneți-mi, să luăm așa un caz practic. Se întâmplă într-o unitate de învățământ copii care sunt consumatori, dar în egală măsură pot să vândă, tocmai în ideea de a-și procura drogul, introduc în unitatea de învățământ, cum poate să intervină profesorul în momentul în care are indicii că acel tânăr, un tânăr, tânără, este expusă la o astfel de... Ați întrebat foarte corect, foarte corect, este unul dintre punctele principale abordate cu ocazia instruirii cadrelor didactice. Da. Realitatea este că majoritatea cadrelor didactice, nu știu, media de vârstă probabil undeva 30-40 de ani, poate peste 40-50, nu au avut cunoștințele minimale în legătură cu modul cum să procedeze, pentru că pe vremea dumnealor nu existau droguri, nu au avut în familie, nu s-au confruntat cu așa ceva. În schimb, lucrurile s-au schimbat. Acum, dacă în trecut, pe timpul dumnealor, era, nu știu, o modernitate sau o aroganță, cum vreți să o numesc, să consume un pahar de vin sau o bere, acum dacă nu se fumează un joint și nu se trage o linie, persoana respectivă este stigmatizată, este chiar marginalizată. Deci lucrurile s-au schimbat. Dacă un profesor constată anumite aspecte legate de un elev și aspectele trebuie să fie în legătură cu absenteismul, în legătură cu schimbarea aspectului fizic, asta înseamnă atât fizic cât și vestimentație, înseamnă stări de oboseală nejustificate, înseamnă apatie, exact, apatie, deci de ce nu violență, conflict, pentru că și drogurile fac uneori, duc către această zonă. În condițiile astea trebuie să discute cu directorul, pentru că directorul nu centralizează toate aceste date, trebuie de asemenea, sub o formă sau alta, să se convingă că toate aceste constatări sunt în regulă și prin discuțiile discrete, diplomate cu ceilalți elevi, după care trebuie să poartă o discuție dacă nu există un lucru concret și decât o idee generală în legătură cu o posibilă implicare în consumul de droguri, să discute cu părintele. E, aici este o mare problemă. Vă opresc puțin pentru că avem un telefon. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Vă sun de la un oraș din provincie, din Giurgiu. Da. Numele meu este Violeta, sunt profesor la un liceu din acest oraș. Mă bucur că ne-ați sunat, doamna profesor. Ia spuneți, tema noastră, i-ați văzut, este o temă sensibilă și greu de abordat. De multe ori se feresc să vorbească profesorii, se feresc să vorbească părinții, toată lumea, în mod special. În mod special, de fapt, asta voiam să vă întreb. Cum vedeți dumneavoastră prin ochii unui profesor acest pericol la care sunt expuși copiii noștri? Consumul de droguri. Consider că este o problemă foarte serioasă, care cuprinde tot mai mult tânăra generație reprezentată implicit de elevi. Și este o problemă care trebuie abordată pe trei linii. Cea a părinților, în primul rând, a profesorilor, cu ajutorul, bineînțeles, al organelor abilitate. Da. Consider că informarea corectă și comunicarea asumată reprezintă primul pas pentru combaterea răspândirii drogurilor. Așa este. Este o problemă foarte
foarte, foarte serioasă, pe care, din păcate, mulți dintre colegii mei care sunt mai în vârstă, dintr-o generație mai mare decât mine, să zic așa, văd drogurile ca pe ceva abstract. Dar, din păcate, ele reprezintă ceva cât se poate de real, care ne înconjoară dintr-un cerc așa din ce în ce mai apropiat. De asta consider că informarea corectă este un prim pas. Pentru că mulți, inclusiv părinții, cred că drogurile sunt așa, undeva sus, copiii n-au suficient bani, că le trebuie foarte mulți bani să ajungă acolo, dar de fapt nu este deloc așa. Da. Mulți dintre copiii poate că au banii zilnic pentru pachet la ei. Spuneți-mi, s-a întâmplat în activitatea dumneavoastră didactică de la, până în prezent să descoperiți un caz de genul acesta în școală? De-a lungul timpului vă dați seama că am observat multe comportamente ciudate, doar că părinții nu vor să accepte, unii dintre ei sunt cazuri izolate, într-adevăr, dar nu vor să accepte că există o problemă. Mi se pare mai gravă problema absențelor decât cea a comportamentului. Spun, da, doamna, ducem motivări, motivăm absențele, dar nu absențele sunt problema. Haideți să vedem care e treaba copilul. Sunt, într-adevăr, cazuri izolate, foarte rare, dar ele există și nu trebuie să băgați sub preș, pentru că ne vom împiedica de treaba asta la un moment dat și e păcat pentru că se pot face multe lucruri din timp, dacă le luăm din timp. Da, și pe de altă parte, absența poate să fie unul din motivele care conduc către descoperirea de fapte ilicite, exact, nu? Exact. În momentul în care nu e la copilor. Școală, undeva este. Dacă nu e la școală, părintele știe la școală, copilul undeva este. Trebuie să aflăm. Poate nu se droghează, Doamne ferește, nu ajunge acolo. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu el, de ce lipsește sau de ce are un comportament ciudat la școală. Mulți dintre colegii mei nici măcar nu știu care sunt simptomele. Eu am copii și mă interesez și mă informez zilnic, da. Și particip la activități legate de acest domeniu, tocmai pentru a-mi da seama să nu confunzi un copil care e bolnav sau are alte probleme, că nici noi nu ne putem transforma în niște paranoici care, cum te rău, aulă, ce... Da, da, este adevărat. Domnule profesor, aveți o întrebare către doamna profesor? Da, dacă dumneai în toată cariera a constatat anumite schimbări pe lângă absenteism, alte schimbări care țin de comportament, care țin de atitudine, care țin de anumite semne care i-au sărit în ochi, care au făcut-o să fie suspicioasă în legătură cu un posibil consum. Este foarte important să știe aceste lucruri și să le constate și de ce nu să le asambleze, pentru că vorbim de un cumul aici. Da, dar ați observat toate aceste semne, doamna profesor? Da, într-adevăr. Absenteismul este primul semnal de alarmă pe care starea elevului la școală, pe care și mediul din care provine, dacă este un mediu dezorganizat, o familie dezorganizată. Și, într-adevăr, mai contează foarte mult și informarea profesorilor. Trebuie să știi exact la ce să te aștepți sau cum să identifici un copil care are probleme. Da. Aceștia sunt niște factori de care trebuie să ținem cont. Dar ce ne facem cu părinții, aici vreau să-mi spuneți că sigur ați întâlnit situații, care nu vor nici măcar să accepte ideea că ar putea exista varianta aceasta, copilul să fie consumator. Cum acceptă dialogul? Cum sunt părinții? Părinții nu vor să accepte. Prima oară spun că ai ceva cu copilul lor, ți se pare, chiar amenință și cu procese, doamne, te dau în judecată dacă n-ai dovezi. Da. Și atunci primul instinct este după aceea retragere, dai un pas înapoi, pentru că pur și simplu nu știi cum să reacționezi, nu știi ce să faci. Ca profesor, vă spun sincer, dacă aș vedea un copil și aș avea așa foarte multe dubii, multe semnale de alarmă, chiar nu aș ști cum să abordez corect un părinte, pentru că instruirea profesorilor din punct de vedere legal și psihologic, nu există. Noi doar domnim că așa e bine să faci sau așa e corect sau așa trebuie abordat. Dar da. Cred că mai multe activități de informare în școală ar ajuta. Ar fi utile. Dar s-a întâmplat să vină în școala dumneavoastră, spre exemplu, polițiști care să le vorbească copiilor pe această temă? Da, bineînțeles. Chiar și domnul Tune a avut câteva activități. Da? Benefice, da. Foarte folositoare la noi în școală și la noi în oraș, care au ajutat foarte mult. Copiii chiar au fost impresionați de
felul în care au fost abordați și au simțit că cineva totuși îi înțelege, chiar dacă nu au treabă cu latura asta. Dar chiar s-au simțit așa, într-un mediu familiar și chiar au apreciat efortul domnilor de a-i informa și de a-i învăța cum să se țină departe. Am înțeles. Da, prevenția este utilă și este bine să se continue. Bine, doamna profesor, dacă mai aveți altceva să ne spuneți pe scurt, că intrăm în publicitate. Nu, cam atât. Cam atât. În orice caz, vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și mare atenție, pentru că, într-adevăr, e o problemă care nu numai că este gravă pentru cei care practică astfel de îndeletniciri, dar este grav și pentru noi ceilalți care... Nu avem nicio vină dacă la un moment dat te găsești într-un loc nepotrivit și ți se smulge geanta din mână sau îți mai dă și una ca să își atingă obiectivul. Bine, numai bine vă doresc. La revedere. La revedere. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, dragi telespectatori, și revenim imediat. Am revenit, dragi telespectatori, și aș vrea să vă spun, pentru că este important să știți, că pedepsele pentru trafic de droguri devin mult mai aspre. Noua lege adoptată de Camera Deputaților, Camera Decizională, se referă la cei care comercializează, produc sau dețin substanțe de mare risc, nu și la cei care consumă. Totuși, parlamentarii vor să dezbată un proiect care să înăsprească pedepsele și pentru consumatori. Între timp, în țara noastră, vârsta de consum a scăzut semnificativ. În centrele de reabilitare sunt copii chiar și de 10 ani care se luptă cu dependența de substanțe interzise. Domnule profesor, deci m-am îngrijorat. 10 ani, ați întâlnit astfel de cazuri, copii de 10 ani, 10-12 ani să fie consumatori de droguri? Da, dar sunt cazuri de excepție, sunt copii din familii dezorganizate, copii care au fost în familie, părinților consumă sau frații mai mari și au debutat și în consum de droguri. Dar, în segmentul 14-18 ani, prevalențele, vârsta a scăzut foarte mult, vârsta de bătrâni în consum, prevalențele ne arată o creștere. Este clar că zona autoselor de învățământ este o zonă principală din punct de vedere al combaterii și al prevenirii traficului și consumului de droguri. Da, pentru că, într-adevăr, pedepsele s-au majorat. Dacă până mai ieri limitele de pedepse erau între 2 și 7 ani, ca urmări a modificării legislative au crescut între 3 și 10 ani. Deci, dar consumul de droguri de risc și mare risc în România totuși nu este pedepsit. Consumul. Așa este. Așa este. Este o mare confuzie care se face. Efectiv, consumul este interzis pe teritoriul României, dar dacă o persoană este prinsă având în organism și nu conduce auto pe drumurile publice, nu poate fi trasă la răspundere penală. În condițiile în care conduce pe drumurile publice, vorbim de articolul 336, alineatul 2 din codul penal. Dar sunt pedepse și e infracțiune atunci când un consumator este prins având asupra lui în buzunare, în ghiozdan, în cameră, în orice loc, dar numai pentru consum propriu, droguri de risc și de mare risc. Și pedepsele au rămas aceleași, nu au fost modificate. Vorbim la droguri de risc, precum ar fi, de exemplu, cannabisul, care se consumă mult în zona unităților de învățământ, închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă, și dacă vorbim la droguri de mare risc, vorbim cum ar fi heroina, cocaina, comprimate de ecstasy, închisoare de la 6 luni la 3 ani. Sau amendă, alternativ cu pedepsa sancționatorii amenzii. Da. Aici fac o precizare. Niciodată o persoană prinsă, fie că a fost minoră sau majoră, prinsă și cercetată pentru deținerea drogurilor pentru consum propriu, nu a făcut închisoare. Majoritatea soluțiilor din practica judiciară, majoritatea soluțiilor sunt de renunțare la urmă penală, muncă în folosul comunității. Și atunci întrebarea uneori adresată în spațiu public, în regulă, dar sunt dependenți, dependențe sub boală psihică, dependența de droguri. Atunci, de ce li se face dosar penal? Și eu vin cu următorul exemplu. Dacă deținerea drogurilor pentru consum propriu nu s-ar pedepsi, am vedea copiii mergând cu ghiozdanul în spate și cu jointul în gură la școală, am vedea la terasă cum anumite persoane prizează sau consumă droguri și pericolul cel mare din punct de vedere social este al faptului că induc comportamente, tendința de imitație și este un pericol și pentru propria sănătate. Deci aceste pedepse nu sunt făcute să apese consumatorii, sunt făcute să asigure un sistem de ordine publică și mai mult decât atât, în 2014 am avut la legea de specialitate, legea 143 pe 2000, o modificare semnificativă
în fața unui procuror DICO specializat în antidrog sau în fața unui polițist antidrog, dacă apare o persoană care este cercetată pentru deținere sau pentru consum propriu, a obligația de a-l trimite la să fie evaluat de către o structură specializată, gratuit, de către într-o comisie mixtă, de către sociolog, psiholog, asistent social, și dacă această comisie și persoana respectivă își dorește, dacă este minor, merge împreună cu părintele la această comisie, să fie introdus într-un program gratuit de tratare a dependenței. Deci avem inclusiv obligația de a-i ajuta pe acești consumatori. Deci aici este o greșeală când se consideră că poliția sau procuratura vânează consumatori de droguri și că ei sunt pedepsiți. Pedepsele deținerea pentru consum este o pedepsă uzuală în aproape toate țările Europei. Da, și pe de altă parte aș vrea să adaug și eu ceva. Ca să consumi, este clar că trebuie să deții. Și atunci vorbim de deținere și deținerea este sancționată. Da, și atunci, dar sub forma expusă de dumneavoastră mai devreme. Exact. Mecanismul de probatoriu la toate infracțiunile la regimul drogurilor este acela că nu există faptă constatată dacă nu există substanță efectivă dusă la laborator și o constatare tehnico-științifică ca să spună că este drog. Asta în mod evident. Înțeleg că avem la telefon o elevă, o tânără. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? De unde ne sunați? Numele meu este Mihaela și sunt tot dintr-un oraș din provincie. Sunt elevă de liceu în clasa 11. Da, în clasa 11. Și spuneți-mi, cum ați tratat, sau mă rog, în școala dumneavoastră, acest fenomen al consumului și traficului de droguri? Se discută pe această temă în unitatea de învățământ de unde veniți? Există măsuri de prevenție? Sunteți în siguranță? Vă este teamă? Uite, ieșiți din școală și vă poate opri cineva să vă întrebe, ar fi ușor să vă întrebe dacă vreți să cumpărați un gram de, mai știu ce substanță interzisă, dar se poate întâmpla, știți foarte bine asta. Da, într-adevăr, au existat acțiuni de combatere a consumului de droguri în școală și în orașul nostru, mai ales adresat de tinerilor. Există pericolul de a fi abordat și a, nu știu, există pericolul de a pur și simplu poți să consumi drogurile și fără să vrei, mai ales având în vedere faptul că în general la petreceri este destul de periculos și eu personal, din fericire, am reușit să mă feresc de acest pericol, chiar dacă sunt conștientă că drogurile sunt prezente și majoritatea tinerilor pot consuma sau nu pot consuma, însă este destul de ușor să dai seama dacă un tânăr sau respectiv un adolescent consumă droguri, dacă ești destul de atent. Eu personal încerc să fiu destul de atentă pentru că, fiind un oraș mic, majoritatea ne știm între noi, da. Însă pericolul este prezent și personal îmi este puțin frică deoarece consecințele consumului de droguri cu toții știm pot dăuna grav viitorului nostru. Mihaela, știi, anturajul este unul din factorii care conduc către acest pericol la care oricine poate fi expus. Da. În, nu știu, în jurul tău sau în grupul tău de prieteni sau de, ești în clasa 11-a, ai întâlnit vreodată un coleg, o cunoștință, o prietenă care să treacă prin astfel de situație gravă, să consume droguri sau chiar să-și trafice? Acum? Însă din alte anturaje și alte grupuri am auzit că mai circulă. Nu știu concret persoanele care fac acest lucru, însă sunt conștientă de prezența drogurilor în liceul nostru și respectiv în zonele frecventate de noi ca și tineri. Profesorii, atunci când se întâmplă să aibă știință de un caz de consum de droguri în unitatea de învățământ, cum procedează? Iau măsuri? Așa ai putea să ne povestești dacă se implică profesorii și de asemenea părinții? Da, și chiar sunt fericită de faptul că se implică. Noi mereu avem un echipaj de poliție prezent în zonele frecventate de noi și respectiv în zona liceului. Inclusiv pe holurile liceului mai umblă echipaje de poliție care verifică locurile unde anumite persoane, anumite elevi ar putea consuma droguri sau alte lucruri. Așadar, eu personal mă simt destul de în siguranță în incinta școlii.
Însă ceea ce se întâmplă pe stradă sau la petreceri sau în ieșiri care nu sunt într-un cadru formal cum este școala, nu suntem neapărat atât de fericiți ca și tineri. Am înțeles. Mihaela, îți doresc succes în... Domnule profesor, aveți o întrebare? Uite, poate vreți să întrebați ceva pe tânăra. Nu știu, mă gândeam, ea cum consideră că poate și trebuie să reacționeze dacă întâmplător la o petrecere la care este invitată constată că se consumă droguri și chiar anumite persoane îi oferă să consume. Ce ar face ea? Cum ar reacționa? Bună întrebare. Cum ar reacționa da. Spontan și ce mișcare ar face ca să se protejeze și să evite situația? Eu personal aș părăsi locul acela, chiar dacă știu că este destul de periculos și având în vedere faptul că am intrat în contact cu ei, astfel ei știu cine sunt și practic aș putea fi în pericol. Iar după ce aș părăsi acea petrecere, aș apela la poliție astfel încât să nu se întâmple ceva mai grav, pentru că toți știm că sub influența drogurilor persoanele tind să fie violente, deci practic lucrurile pot degenera. Am înțeles. Și dacă ai observa că prietena ta este consumatoare, cum ai interveni tu? Ce ai face ca să o salvezi într-un fel sau altul? În primul rând aș încerca să explic care sunt consecințele faptului că este consumatoare de droguri. Însă dacă nu funcționează nici așa, aș apela la părinții ei, pentru că ei ar fi practic singurii care ar putea exact. Să o ajute la un nivel mai înalt. Deci faptul că ei ar putea să o ajute practic asta, ar putea să o ajute și pe ea pe viitorul ei, astfel încât ca ea să poată să mai aibă o șansă, pentru că știm cu toții că dar odată ce devii dependent, nu prea mai ai scăpare. Domnule profesor, a răspuns bine Mihaela? Un răspuns foarte echilibrat, inteligent. Dacă majoritatea tinerilor ar judeca așa și ar reacționa, cred că n-am avea probleme foarte mari. Dar, din păcate, nu toți sunt așa și de multe ori pleacă după tendința anturajului și debutează în consumul de droguri. O felicit, o tânără inteligentă și de viitor și cred eu că ar trebui să-și mai învețe și colegii să reacționeze de asemenea maniere. Mihaela, îți mulțumesc și te rog, chiar tu și alți colegi ai tăi, vă rog, implicați-vă în campania asta de prevenire a consumului și traficului de droguri în școală, pentru că sigur o veți face bine. Da? Da. Numai bine. Mult succes la școală. Mulțumesc. La revedere. Mulțumesc mult. La revedere. La revedere. Da, eu zic că tinerii noștri sunt foarte buni în școala lor dacă se implică. Poate informația primită de la un elev, de la un coleg, e mai bine tolerată decât de la un polițist, spre exemplu, zic și eu, mă gândesc, sau sub supravegherea unui polițist. Așa este, foarte corectă aprecierea aceasta și mai ales dacă acel coleg este un coleg apreciat, este un coleg admirat, este un coleg care are un cuvânt de spus. Și în acest sens, mi-aduc aminte de o activitate desfășurată împreună cu Poliția Capitalei la sfârșitul lunii ianuarie 2023, când am participat la o instruire cu președinții Consiliului Elevilor din majoritatea unităților de învățământ din licee și colegii din București. Practic a existat un triplu instructaj din partea structurii antidrog de combatere, din partea structurii de siguranță școlară, dar și serviciul de prevenire a capitală și practic s-a punctat să formăm acești tineri ca la rândul lor să disemineze informația în unitățile de învățământ. Și din impactul pe care a fost în urma acestei activități a rezultat că aceste informații au ajuns la o parte dintre elevi. Și mai mult decât atât, o inițiativă deosebită a Consiliului Elevilor Municipiului București, pe site-ul oficial au fixat și au lansat un formular anonim de sesizare în legătură cu anumite nereguli din unitățile de învățământ, în special pe zona de bullying, dar și de consum de droguri și trafic de droguri, pentru că de multe ori ele sunt legate. Și vreau să vă spun că tinerii nu s-au sfii să scrie acolo care este punctul lor de vedere, nu s-au sfii să facă anumite aprecieri. Eu zic că este un pas în plus. Ei spun sub anonimat ceea ce nu spun părinților, ceea ce nu spun profesorilor și acoperim și această zonă și putem să fim eficienți. Domnule profesor, iată ce ne-a scris un telespectator. Bună ziua! Ce se întâmplă cu toți copiii marilor guvernanți care nu pățesc nimic, probabil se referă la cazul mediatizat, să-i ancheteze judece ca pe oricare om simplu și probabil că le va mai tăia din elan celorlalți copii cu părinți cu imunitate, mă rog, între ghilimele a spus. Ce ziceți? Vedeți, oamenii
Eu de aproape 20 de ani am activat în structura de combate a traficului de droguri în zona capitalei și vă spun că în anchetele desfășurate împreună cu Procuridico nu am avut niciun fel de reținere și nu ținut cont de calitatea părinților și nici de calitatea făptuitorilor. Și o dovadă în acest sens este operațiunea Meduza. Ați văzut persoane ale unor copii, ale unor personalități sau, mă rog, în anumite poziții de stat importante, au fost trase la răspundere penale și chiar au fost arestați preventiv. Deci, practic, nu cred că există o reținere. Dacă există o ștampilă care referitoare la anumite incorectitudini sau nu cred că pot fi aplicate în zona antidrog. Spuneți-mi cu privire la legalizare. Dacă s-ar legaliza anumite substanțe în România, ar fi mai bine sau ar fi mai grav? Este o discuție aprigă, atât în plan european, în plan mondial chiar, dar și în România, și aici există o mare confuzie, în sensul că se discută despre legalizarea cannabisului sau produselor cannabice. Aici discuția are două părți foarte importante. Vă opresc, îmi cer scuze, pentru că urmează publicitatea, dar continuăm după publicitate discuția noastră. Am revenit, dragile spectatori, și vorbim în continuare despre consumul și traficul de droguri, alături de domnul profesor universitar, doctor, domnul Țone. Domnule profesor, vedeți, vorbeam mai devreme și de un test care s-ar putea face, o testare, nu, sau cum îi spune, un test antidrog. Se tot discută la nivel de parlament, nu știu, un proiect de lege cumva, care să existe în unitățile, mă refer strict la unitățile de învățământ. Astfel că părinții ar putea afla, așa, negru pe alb, în ce situație se află copilul lor. N-ar fi binevenit un astfel de test în școli? Au fost foarte multe discuții, în special în zona parlamentară, dar și în spațiu public. Cred eu că s-au făcut și anumite greșeli. Spre exemplu, unii parlamentari propuneau introducerea unui test obligatoriu și în condițiile unui refuz să fie penalizat cu o sancțiune în sfera penală. Mie mi se pare că există o exagerare. Testele, în esență, sunt binevenite, dar trebuie fără intruzivitate, trebuie cu echilibru, trebuie în prezența părinților, trebuie în baza unui contract de școlarizare, trebuie nu în prezența celorlalți, trebuie păstrată discreția, intervenția trebuie să fie una dozată, pentru că putem să facem mai mult rău decât bine. Dacă vreți concepția mea, eu cred că testele de suprafață pe bănci, dar făcute nu în prezența elevilor, ca să nu fie stigmatizat și probleme, plus că banca poate fi atinsă de către alții elevi, nu cel care efectiv elevul care stă acolo, iar practic un test pozitiv să creeze perspectiva unor noi activități de prevenire și de combatere, nici de cum dosar penal, adică practic să se puncteze pe acea zonă pentru a se interveni atent ca să salvăm acești tineri. Un subiect foarte important pe care, domnule profesor, aș vrea să-l duc și în discuția noastră telefonică către domnul doctor Țincu Radu. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua! Sunteți într-o emisiune juridică și mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră, pentru că avem nevoie și de medicul care, din fericire, aș putea să spun, salvează vieți atunci când ajung la dumneavoastră la spital copii consumatori de droguri în stare critică de multe ori. Aș vrea să spun câteva lucruri pe această latură, dar în egală măsură vorbeam acum în studio aici, pe latura aceasta de a descoperi mai ușor în școli dacă copiii sunt consumatori. Și e vorba de un test pe care ar putea Parlamentul, nu știu, să... E un proiect de lege prin care acel test de antidrog să ajungă în unitățile de învățământ. Îl vedeți benefic? Ce părere aveți? Absolut. Este, și nu este România prima țară care a introdus teste toxicologice obligatorii, și nu doar la elevi sau studenți, ci și la anumite categorii profesionale. În America, spre exemplu, testarea celor care lucrează în Horeca se face periodic și acest lucru a scăzut extrem de mult consumul în rândul acestui tip de personal angajat. Sigur că dacă discutăm de școală, trebuie să fim oarecum prudenți cu privire la intruzivitatea și modul în care reușim să implementăm acest proiect. Sigur că e nevoie de deculpabilizare. Nu facem test antidrog pentru a întocmi dosar penal. Dosarul penal nu rezolvă dependența copilului sau nu rezolvă
tentația acesteia de a consuma substanțe stupefiante. Noi facem testare sau vrem să facem testare în școli pentru a îi informa pe părinți că al lor copil are un test toxicologic pozitiv la una, două sau mai multe substanțe. Și cred că orice părinte normal, în momentul în care va primi rezultatul unui astfel de test, va avea o reacție. Iar reacția firească este să meargă cu acel copil la psiholog, la medicul psihiatru, la toxicolog, în încercarea de a-l îndepărta cât mai mult de această zonă a consumului de substanțe stupefiante. Spuneți-mi, domnule doctor, care este procedura în momentul în care ajunge în grija dumneavoastră un consumator, un copil consumator de droguri? Ce se întâmplă mai exact la spital? Dacă la spital ajung în secția de terapie intensivă, de obicei supradoze de intoxicațiile acute, adică acei pacienți care dezvoltă semne de toxicitate, ce le pot pune viața în pericol, pornind de la stări de comă, tulburări de ritm cardiac, anumite tulburări diferențolitice și metabolice. După ce îi stabilizăm, de obicei perioada medie de rămânere a unui copil în spital este undeva la 4-5 zile, după care va fi evaluat de medicul psihiatru și psiholog și în funcție de decizia acestora va fi fie îndrumat către un centru de dezintoxicare sau către familie cu un tratament medicamentos și cu reevaluare periodică. Marea problemă în România, dincolo de capacitatea de a trata intoxicația acută și a interna acești tineri în centre de dezintoxicare, avem o problemă reală cu gestionarea lor după această perioadă. Da, știu. Pentru că nu avem suficiente programe de reintegrare socială în care ei să poată fi incluși și în acest fel să scădem riscul de a recădea. Da, ați atins un subiect amplu pe care cred că ne-ar trebui ore în șir să-l discutăm și nu l-am mai terminat. Dar aș vrea să vă mai întreb, domnule doctor, care sunt efectele pe termen lung atunci când un copil, un licean, un tânăr, până și un copil de 10 ani, am înțeles, 10-12 ani, este descoperit, adică consumă droguri? Pornim de la o realitate fiziologică și medicală. Sistemul nervos central își încheie dezvoltarea după vârsta de 20 de ani. Orice substanță psihoactivă care modifică funcționarea creierului și ulterior poate să modifice chiar structura creierului, va avea un impact. Impactul este unul cunoscut. Tinerii care încep consumul de substanțe psihoactive din perioada adolescenței vor avea tulburări de atenție, tulburări de memorie, tulburări de gândire. Toate acestea, dacă vreți, concluzionează o scădere a capacității intelectuale. Dincolo de aceste probleme neurocognitive, avem o scădere, avem o tulburare de comportament. Foarte mulți dintre acești copii prezintă și se prezintă la spital cu tulburări de comportament, cu agresivitate, autoagresivitate sau chiar tentative de suicid. Da. Pentru că multe din aceste substanțe modifică percepția asupra realității, pot să determine delir sau halucinații și atunci tinerii aceștia de foarte multe ori pot să-și pune viața în pericol. Două întrebări aș mai avea pe scurt. Spuneți-mi, legalizarea ar putea să aducă mai puțin pacienți către dumneavoastră? Cum vedeți? Legalizarea trebuie să o punem întotdeauna în concordanță cu gradul de educație sanitară al societății. La acest moment, eu nu cred că România este pregătită din punct de vedere social să legalizeze substanțele psihoactive în scop recreațional. De ce vă spun acest lucru? Pentru că avem în continuare deficite majore educaționale la consumul de antibiotice sau la alte medicamente pe care oamenii le consumă în exces, ceea ce arată că nu avem suficientă educație sanitară încât să înțelegem ce înseamnă o legalizare a consumului de cannabis, spre exemplu. Da. Și acest lucru vă mai spun un lucru important. În America au fost state unde s-a legalizat fără a fi o pregătire, un program de informare a populației și numărul de pacienți spitalizați după legalizare a crescut. Da. Comparativ cu Olanda, unde numărul de pacienți a scăzut după legalizare pentru că societatea a fost pregătită să accepte o astfel de procedură. Am înțeles. Cu privire la costuri, sunt mari costurile atunci când vorbim de spitalizarea sau, mă rog, atunci când ajunge un consumator la dumneavoastră în stare critică?
Da, costurile sunt foarte mari. O zi de terapie intensivă variază între 500 și 1.500-2.000 de euro în funcție de complexitatea cazului. Da. Un pacient cu o stare generală foarte gravă, care necesită măsuri de terapie intensivă avansată, poate să consume pe internare undeva la 7-8.000 de euro. Da. Domnule doctor, vă mulțumesc mult că ați intrat în legătură cu noi și vă doresc mult succes și Doamne ajută să nu fie prea mulți pacienți la dumneavoastră cu probleme de genul acesta. Mulțumesc. Numai bine, la revedere. Iată, domnule profesor, o discuție, așa, cum să spun, cu cărțile pe masă. Domnul doctor avea dreptate în tot ce a spus. Mă gândeam acum cu privire la pedepse. Deci pedepsele acestea care s-au majorat, cu ce ne ajută pe noi în cazul în care noi nu avem centre de dezintoxicare sau avem prea puține? Chiar un semnal pe care l-a tras și domnul doctor. Eu cred că sunt paliere total diferite. De ce spuneți? Pedepsele au fost majorate, eu am numit-o ca fiind o zi istorică, 2 martie 2023. Au fost majorate după 5 ani de dezbateri, proiectul de lege a fost mutat dintr-o parte într-alta, a zăcut în preinsertare. S-au majorat numai pedepsele în legătură cu faptele grave la regimul drogurilor, vorbind de trafic intens și trafic internațional. Practic, la traficul de cannabis, și subliniez, nu este vorba de deținere de droguri pentru consum propriu, este vorba despre consum, este vorba numai de trafic. Deci, practic, orice fel de activitate care presupune mânuirea, vânzarea, distribuirea acestor tipuri de droguri. La cannabis, spre exemplu, acum este pedeapsă de la 3 la 10 ani de închisoare, iar la droguri de mare risc avem pedeapsă de la 5 la 15 ani. Ceea ce este foarte important și cred că această modificare legislativă a fost influențată de evenimentele de anul trecut, de exemplu evenimentul la Saga, dar și de alte evenimente când există suspiciunea, pentru că dosarele sunt încă în lucru, că anumiți tineri au murit de supradoză sau au consumat anumite substanțe vândute de dealeri, substanțe cocktailuri sau substanțe periculoase și i-au încetat conturile cu viața. Practic, există și o majorare, tot acum, în această zi istorică, este și o majorare a pedepselor pentru traficanții de droguri care vând droguri unui consumator, fie el la debut sau fie el dependent și acest dependent moare din cauza acestui consum, atunci se merge până la 25 de ani de închisoare. Practic, este a doua pedeapsă ca și mărime, ca și gravitate în spectru penal după detențiunea pe viață. Acum, traficanții trebuie să știe faptul că îi așteaptă pedeapsă grea dacă vor să săvârși aceste fapte. Cred că sunt țări, dacă nu mă înșel, oricum în Asia, care au pedeapsa cu moartea pentru așa ceva. Așa este, este alt regim. Pentru că e foarte grav, oricum conduce către moarte traficul și consumul de droguri. Avem un telefon acum, cred că o mamă. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți și de unde ne sunați și vă mulțumim că ne sunați, pentru că e important. Nu, pica, vreau să vorbesc la... Da. Sunteți în direct, mă auziți? Alo? Da, bună ziua! Bună ziua, așa, cred că aveți televizorul tare sau să-l dați încet ca să putem să ne înțelegem. Așa. Bună repede ziua. Și pe scurt, că a sunat la finalul emisiunii. Se face microfonie și nu se aude, pentru că îmi vorbiți în telefon și atunci nu pot vorbi cu doamna de la televizor. Haideți, vă rog, spuneți-ne problema pe care o aveți. Are televizor. Aveți televizorul, dați televizorul încet. Mă auziți? Da. Bună ziua! Așa, spuneți-ne, bună ziua încă o dată. Aș vrea să vă spun că avem o mare problemă. Toți părinții am văzut știrea la televizor și atunci ne bănuim toți copiii de... Să nu cumva să pățească așa ceva, să fie atras într-o capcană. Așa este. Spuneți-ne întrebarea. Întrebarea, doamna Sorina. Întrebarea este, cum să avem încredere dacă acest domn Țincu, care a recomandat vaccinarea copiilor, eu nu am încredere în medicii români, nici în școală. Rugăminte, haideți să pe subiect. Au solicitat vaccinarea, nici ONG. Doamna Sorina, vorbim despre droguri acum, lăsați. În pericol. Nu, vă mulțumesc că sunați. Vă mulțumim.
vă mulțumim că a sunat. Deci îmi pare rău, emisiunea se termină și nu avem timp să vorbim despre alte probleme. Vorbim despre, subiectul este consumul și traficul de droguri. Astăzi să vorbim pe tema picat. Să concluzionăm, domnule profesor, că nu mai avem prea mult timp. Spuneți-mi așa, un consumator, traficant, ce-o fi el, mă rog, este trimis în judecată, cercetat, condamnat, trimis la închisoare. Se eliberează. Ce face acest om? Cum este el redat societății? Pentru că el e posibil să ia de la capăt și riscul să existe și în ceea ce ne vizează pe noi. Așa cum spuneam mai devreme, poți să treci pe stradă și să-ți dea una în cap. Îmi permit o rectificare, nu un consumator este trimis, este trimis un traficant de droguri. Probabil unii traficanți sunt și, sau au fost situații în care unii traficanți au fost și consumatori dependenți. Da. Păi, din păcate și această problemă a reintegrărilor este o problemă care nu este suficient de bine pusă la punct la noi în țară. Nu există anumite programe clare de preluarea lor și de îndrumare profesională, personală și socială. Spre exemplu, am fost într-un studiu în Norvegia, Suedia, Danemarca și în Finlanda în vara anului trecut pentru următoarea mea carte și am văzut că în Norvegia, spre exemplu, cei care, dependenții care urmează o formă de tratament, fie în regimul de detenție sau fie în libertate, practic timp de 6 luni de zile, periodic, asistentul social, un asistent social responsabil de zonă vine și îl întreabă dacă se simte bine și dacă este în regulă. Și de asemenea sunt programe de reintegrare sponsorizate, mă rog, finanțate de către stat, uneori cu capital dublu privat sau cu capital privat și de stat, și ei sunt sub o formă sau alta reintegrați, fac pași împreună și au un procent destul de mare de recuperare a lor. Da, în România, nu există. În România. Deci, și atunci ce politici publice ar trebui implementate? Adică vorbesc serios, domnule profesor, gândiți-vă câte dosare sunt pe rol. Păi oamenii aceia se întorc în societate. Nimeni nu-i supraveghează. Ce se întâmplă cu ei? Cum vom fi noi în siguranță, dar și ei, de asemenea, în siguranță? Din statistici vorbind, 90% din cei care sunt condamnați și pentru trafic de droguri și revin, execută pedeapsa sub o formă sau alta, revin la aceleași zone infracționale. Cred că în România nu s-a înțeles un lucru foarte important de-a lungul timpului și trebuie să înțelegem măcar acum faptul că responsabilitatea pe combaterea fenomenului trafic și consumul de droguri este o responsabilitate multifuncțională, multidisciplinare, este cea mai complexă, dacă pot spune așa, activitate. Trebuie să avem responsabilitate, e clar, pe Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății este de o importanță deosebită, avem Ministerul Educației, avem Ministerul de Finanțe, avem Ministerul de Familie și foarte importante sunt autoritățile locale, pentru că o să reluăm tema, îmi pare rău că v-am oprit, s-a terminat emisiunea, vă invit cu mare drag în aprilie. Ne punem de acord și continuăm tema, pentru că, uite, m-am uitat acum, 18.200 de dosare au fost în primele 9 luni ale anului 2022 în instanțele din România. Foarte mult. Vă mulțumesc că ați venit astăzi și, așa cum am spus, ne revedem într-o altă ediție. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dragii mei, aceasta a fost tema emisiunii pentru astăzi. Rămâne însă o întrebare. Ce am face dacă într-o zi am afla că copiii noștri consumă droguri? Este o întrebare care pe noi, părinții, nu ne lasă să dormim. E pericolul de care ne temem cel mai mult pe măsură ce ne cresc copiii. Este important să vorbim despre asta și să apelăm la autorități la timp. Atât pentru astăzi, sunt Mihaela Olaru, ne vedem și mâine la ora 13 în emisiunea juridică Oamenii și Legea, când vom discuta cu avocatul Gabriel Biriș despre taxe și impozite. Așa că vă aștept întrebările și telefoanele dumneavoastră mâine la ora 13. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!